Două fetițe de 3 și de 4 ani din Goiești, județul Iași, au ajuns în stare gravă la spital după ce s-au intoxicat cu o substanță toxică. Din primele informații, se pare că cele două minore ar fi fost expuse la un insecticid antiparazitar folosit pentru oi. Iar potrivit polițiștilor, există suspiciunea că cele două copile să fi fost spălate pe cap de mama lor cu această substanță, dar informația va fi confirmată de testele de laborator. Totuși, cum au ajuns la spital? Au băut sau le-ați spălat cu ea? Au confundat cu laptele substanța? Familia, care mai are încă doi copii, nu a vrut să dea detalii despre incidentul produs. Cu toate acestea, vecinii spun că familia are grijă de copii și că sunt oameni gospodari. Au grijă de copii, au o stână de oi în partea asta la deal, îngrijou de animal. Ar și băut o travă sau nu știu cum, așa s-a auzit pe aici. Ori a fost un act incidental, ori a fost din ignoranță, că sunt două aspecte. Cele două copile au fost găsite de medici în comă și s-a cerut intervenția elicopterului SMURD pentru a le trimite la Spitalul de Copii din Iași. Cea de 3 ani a fost resuscitată înainte de a fi preluată de elicopterul medical. Fetița în vârstă de 4 ani, găsită cu stare generală gravă, a fost intubată, s-a început administrarea antidotului. La fetița de 3 ani a fost găsită în stop cardiorespirator de echipajul de ambulanță, începută resuscitarea. Ulterior, după aproximativ 30 de minute, prezenta activitate cardiacă. Starea celor două minore este gravă, iar medicii fac tot ce pot pentru a le ține în viață. Iar în cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul, precum și în vederea dispunerii de măsuri legale. În urma acestui caz, IPJ Iași a anunțat că face cercetări.